Economistul Sergiu Cioclea este candidatul pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale. Pretendentul a acumulat cele mai multe puncte din partea membrilor Comisiei de Selectare a Candidaților pentru șefia BNM. Cioclea are o experiență amplă în instituțiile financiare din Europa. Imediat după ce a trecut de proba interviului, Sergiu Cioclea a declarat că sistemul bancar din Moldova nu are nevoie de o revoluție, ci de continuarea politicilor începute. Aș spune o continuitate responsabilă a politicii monetare. Nimeni nu are nevoie de surprize și de mișcări bruște. Banca trebuie să aibă o legitimitate și o continuitate. Și în acest sens, orice guvernator trebuie în primul rând să continue măsurile care s-au făcut, înțelegând pe parcurs ce nu a mers. Sergiu Cioclea a fost selectat în urma unui concurs la care au participat 9 candidați. Potrivit președintelui Comisiei Speciale Ștefan Creangă, Cioclea a acumulat 903 puncte și s-a remarcat prin viziuni foarte clare. Candidatul urmează să aibă o întrevedere cu președintele Parlamentului Adrian Candu, iar ulterior să fie propus plenului Parlamentului. Pentru a fi numit în funcția de guvernator al Băncii Naționale, Sergiu Cioclea va trebui să obțină voturile a cel puțin 51 de deputați. O să facem absolut tot transparent și veți ști tot ceea ce se întâmplă. Astfel de exerciții, care într-un fel sunt o premieră pentru Republica Moldova, sunt binevenite și sunt încurajați să se petreacă pentru cele mai importante funcții, încât într-adevăr să fie selectate cele mai bune persoane. Expertul în economie, Alex Culiuc, care de mai mulți ani activează în SUA, în prezent fiind angajat la Fondul Monetar Internațional, a scris despre Cioclea că este o persoană extrem de capabilă. Alți experți din domeniu spun că experiența internațională pe care o are Sergiu Cioclea ar putea schimba lucrurile în sistemul financiar bancar din Moldova. Așteptăm cu toții să aducă de acolo de unde vine tradițiile acestea bune în domeniul bancar, vrea să vadă aliniat sistemul bancar național la regulile de bună conduită în domeniu, care include atât guvernarea corporativă, cât și transparența acționariatului, o problemă dureroasă, foarte dureroasă în Republica Moldova. Domnul guvernator va trebui într-o perioadă foarte scurtă, practic de una, două, maximă trei luni de zile, să demonstreze societății că știe exact ce are de făcut și că acționează pe potrivă. Sergiu Cioclea are o experiență de peste 17 ani în domeniul financiar bancar și cunoaște limbile română, rusă, franceză și engleză. În ultimii 8 ani, el a deținut mai multe funcții în cadrul băncii franceze Paribas. Printre cei care îl recomandă pe Cioclea pentru funcția de guvernator al BNM se numără personalități importante din sistemul financiar bancar din lume. Este vorba de fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Jacques de la Rosière, și președintele băncii BNP Paribas, Jean Lemierre, fost președinte al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. De asemenea, CV-ul lui Sergiu Cioclea este însoțit și de recomandarea șefului de departament al băncii franceze Paribas, Thierry Olive, dar și de cea a reprezentanților grupului Societe Generale, Herbas Coie și Olivier de Boisson.